Salut, prieteni! Vlad Stoian aici, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, aici pe YouTube, în ziua 2, 11 februarie 2021, de, sper eu, de data asta, Ponturi total, full câștigătoare la fotbal. Cele trei meciuri pe care vreau să vi le propun astăzi sunt unul de prin Franța, altul de prin România și, bineînțeles, unul de prin Danemarca. Ne place Danemarca, ne place Scandinavia. Biletul de ieri s-a stricat la un gol. E vorba de meciul din Israel, care s-a terminat 2-0, pronosticul era 3+. N-a fost să fie, mergem mai departe. Au ieșit în schimb câștigătoare celelalte două din Uruguay. Poate data aviatoare o nimerim. De exemplu, astăzi. Ce vă sfătuiesc este să dați like la acest video, subscribe la canal, să vă abonați și să setați frumosul clopoțel să primiți toate notificările. În secunda în care apare o postare nouă, un video nou, voi să fiți la foarte curent și să aveți timp să pariați biletul, cele trei meciuri propuse în spațiu util pe la casele de pariuri care vă sunt vouă favorite. Eu joc la Superbet, n-am nicio fantezie cu Superbet, dar așa mi-e mai ușor și toate biletele din grup, vă aștept pe grupul privat, bineînțeles, sunt făcute la Superbet. Dacă plănuiți să veniți pe grupul privat, pe grupul meu de WhatsApp, aveți toate detaliile în descrierea acestui video. Acolo veți vedea că eu ofer link-uri din aplicația Superbet spre biletele făcute de mine și voi sunteți la un click distanță de a paria. Dacă jucați la alte agenții și vreți să intrați pe grup, va fi mai dificil pentru că vă va lua ceva mai mult timp să realizați biletele, să le construiți meci cu meci, să le căutați, să selectați pronosticurile. E o jumătate de oră, o oră care nu știu dacă vă priește. Așadar, dacă plănuiți să intrați pe grupul meu privat de WhatsApp, ideal ar fi să jucați la Superbet. Nu am niciun deal cu Superbet, mi-ar fi plăcut să devin afiliat cu cineva de dragul unor bănișori, dar nu. Nu există niciun fel de deal. Există, nu știu, probabil punctul comun că e Superbetul peste tot prin țărișoara asta mai degrabă și mai repede decât alte agenții mai micuțe. Așadar, propunerile pentru astăzi. Biletul zilei de astăzi. Astăzi jucăm. Cred că o să-mi fac un salut din ăsta clasic în care o să spun astăzi jucăm. Cam cum e Denis Rifai la 40 de întrebări pe Canal D. Urmează întrebarea. Cam așa o voi lua și eu. Urmează pronosticurile din Cupa Franței. Sochaux joacă cu Saint-Étienne, iar pronosticul este din partea mea 2 solist. Așa că puneți repede pe hârtiuță. Apoi mergem în România, unde ASU Poli Timișoara joacă cu Astra. Din nou, pronosticul meu este un 2 solist. Bate Astra. Oare bate? Oare nu bate? La cum joacă în ultima vreme, este teroare totală, dar cine suntem noi să judecăm? Eu, după cum știți, toate aceste pronosticuri le culeg dintr-o paletă de 31-32 de surse în prezent, iar meciurile de aici vin din cele mai bune 3 surse. Ce vă dau eu aici este crem de la crem și sper să fie cremă până la bani, măcar astăzi, dacă ieri nu s-a putut, sau oricum foarte curând. Statistica cu această combinație de 3 meciuri este că ies câștigătoare cam de 11-12 ori pe lună, ceea ce nu e rău deloc. Măcar de 5 ori să iasă cu o cotă de 8, 10, 12, 15 și cred eu că suntem destul de aranjați. Și ultimul pronostic propus de mine astăzi pentru voi la liber, gratis, aici pe canal și aici pe pagina de Facebook Pontul Pariuri by Vlad Stoian, este din Danemarca, vine din Danemarca. Odense joacă cu Mitichland, ca să glumesc așa. Din nou, pronosticul meu este 2 solist. Avem 3 jocuri cu 2 solist astăzi și sper să se întâmple minunea. Acum, nu știu cât să ne bazăm pe ce se întâmplă aici. În Mitichland am încredere, în Saint-Étienne am încredere. La Astra e un riscuț și vom vedea dacă se întâmplă să tragă tare în deplasare și să-i bată pe ASU Poli Timișoara. Cu un pic de noroc, poate chiar ne iese acest frumos bilet al zilei.
Acesta este biletul din 11 februarie 2021. Ne auzim și mâine. Like la video, subscribe la canal, abonați-vă pe clopoțel să primiți toate notificările. Iar eu cu cea mai mare plăcere mă întorc la voi și mâine și de fiecare dată când voi avea meciul mișto de recomandat. Să dea Dumnezeu sau cine e pe acolo prin stele să iasă. Ne vedem și constatăm ce se va întâmpla. Numai bine. Baftă!